Cel care s-a ocupat să asigure o seară de neuitat pensionarilor din Curtea de Argeș a fost cetățeanul de origine germană Walter Stegner și soția acestuia, Anca. Astfel, 250 de persoane trecute de prima tinerețe au avut parte de o seară specială. S-au întâlnit cu toți într-un restaurant din Curtea de Argeș, unde au luat cina și au ascultat muzică. Iată că la noi, la Curtea de Argeș, de ceva vreme există și persoane care se gândesc la asemenea lucruri și în special prietenul meu, Walter Stegner, împreună cu soția sa, Anca, s-au gândit ca în fiecare an și de data aceasta să aducă o bucurie celor care sunt mai puțin favorizați în orașul nostru, și anume persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane cu venituri mici în general. Eu cred că a fost o reușită și din ce am văzut și am vorbit cu cei care participă, oamenii sunt mulțumiți, sunt fericiți și eu la rândul mă bucur pentru că am putut să ofer împreună cu Walter o mică seară frumoasă, probabil singura pentru acești oameni din acest an. Câte persoane vor beneficia de această masă gratis? E vorba de aproximativ 240-250 de persoane care vor petrece pe rând, unii astăzi, alții mâine. La final, toți cei prezenți s-au declarat încântați de surpriza oferită de Walter Stegner și de soția acestuia.